Județul Mehedin se confruntă cu o situație extrem de gravă din cauza unei serii de incendii devastatoare care afectează mai multe zone ale regiunii. Pompierii mehedințeni sunt angajați într-o luptă necruțătoare pentru a controla și a stinge flăcările care au mistuit deja aproximativ 120 de hectare de teren. Alături de pompieri a fost prezent și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, care a evaluat pagubele provocate de incendii. În centrul crizei se află incendiul de amploare care a izbucnit la fondul forestier de pe raza localității Zvinița. Pompierii din cadrul punctului de lucru Dubova au rămas în supraveghere pe timpul nopții pentru a preveni extinderea focarelor. În cursul zilei de ieri, operațiunile de combatere a incendiului au fost întărite de intervenția unui elicopter Black Hawk, care au efectuat mai puțin de 34 de aruncări de apă asupra zonei afectate. Pompierii mehedințeni continuă și astăzi acțiunile pentru stingerea incendiului izbucnit la fondul forestier de pe raza localității Zvinița. Pe timpul nopții a rămas în supraveghere un echipaj din cadrul punctului de lucru Dubova. În cursul zilei de ieri, elicopterul Black Hawk a efectuat 34 de aruncări asupra focarelor de incendiu. Acțiunile de stingere se vor derula și în cursul zilei de astăzi. Pe lângă incendiul de la Zvinița, județul Mehedin se confruntă cu alte focare de incendiu în diverse localități. Pompierii se luptă cu flăcările în zonele montane și forestiere, acolo unde condițiile de teren și vremea nefavorabilă îngreunează eforturile de stingere. Se estimează că incendiile au afectat terenuri de vegetație și păduri extinse, provocând pagube semnificative și punând în pericol viața și proprietățile locuitorilor. Pentru a gestiona situația, autoritățile au mobilizat resurse suplimentare, inclusiv echipe de pompieri din alte județe și echipamente specializate. Se colaborează cu alte instituții, inclusiv cu forțele de ordine și cu administrațiile locale, pentru a asigura coordonarea eficientă a eforturilor de stingere și pentru a oferi suport populației afectate. Autoritățile fac apel la să evite deplasările inutile în zonele afectate și să respecte indicațiile echipei de intervenție. În aceste momente critice, solidaritatea și cooperarea comunității sunt esențiale pentru depășirea acestei crize. Pompierii și toate echipele implicate în combaterea incendiilor merită recunoaștere și suport pentru eforturile lor neîntrerupte de a salva vieți și a proteja mediul.